Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a trecut prin România în drumul său de întoarcere de la Vilnius, unde a participat la summitul inițiativei celor trei mări. Surse oficiale au declarat pentru Euronews că liderul de la Kiev a aterizat pe aeroportul internațional Suceava. Jurnalistul Euronews Cătălin Lența vine chiar acum cu toate informațiile. Bună seara, Cătălin, te ascultăm! Bună seara! Din câte știm, este a doua oară când Volodymyr Zelensky ajunge în România. Prima dată a fost în octombrie anul trecut, când s-a întâlnit cu președintele Iohannis. Azi noapte, el venind din Lituania, de la Vilnius, de la summitul inițiativei celor trei mări, a preferat o rută ocolitoare. A zburat deasupra Poloniei și a aterizat pe aeroportul internațional de la Salcea, din județul Suceava. De acolo s-a urcat într-o coloană cu un soțitor evident și a trecut granița în Ucraina. Astăzi s-a oprit la Cernăuți, după cum anunță chiar Volodymyr Zelensky pe canalul său de Telegram. Acolo s-a întâlnit cu liderul Congresului Mondial al Ucrainenilor, congres care se desfășoară la București, la Palatul Parlamentului. Volodymyr Zelensky a ales acest traseu pentru siguranța de care dă dovadă acest lucru, pentru că el nu putea să zboare deasupra Belarusului, deși drumul mai scurt era până în Polonia, de unde a plecat de altfel către multe alte destinații, inclusiv către Statele Unite. Dar faptul că Volodymyr Zelensky a ales să vină până în România e un semn că relațiile între cele două țări sunt puternice, poate la nivel de parteneriat strategic, așa cum s-a întâmplat prin semnarea unui document în toamna trecută. Să nu uităm că Ucraina are nevoie de România, evident și România are nevoie de Ucraina, pentru că România e una din țările principale de tranzit pentru cerealele ucrainene și să nu uităm de toate acțiunile umanitare, inclusiv de hub-ul umanitar de la Siret, tot din județul Suceava. Deci, Volodymyr Zelensky, știm acest lucru din surse oficiale care au declarat acest lucru pentru Euronews România. A aterizat în cursul nopții care a trecut pe aeroportul internațional din Suceava, de acolo a trecut în Ucraina prin Cernăuți și probabil la această oră este deja în capitala Kiev.